Experiențe cu Dumnezeu cu Adrian Jurș. Revelația divină experimentată în viața reală. Bună ziua și bine v-am găsit, stimați ascultători, la emisiunea Experiențe cu Dumnezeu. Cătălina este în studioul Radio Vocea Evangheliei. Îți mulțumesc că ai venit pentru ca să ne spui din experiențele tale personale cu Dumnezeu. Da, mă bucur foarte mult să fiu aici. Mulțumesc de invitație. Noi ne bucurăm întotdeauna când frații spun din trăirile pe care le-au avut cu Dumnezeu, pentru că avem nevoie să auzim că Dumnezeu lucrează și că și pe noi Dumnezeu ne include într-un plan personal. Așa că, fără prea multe introduceri, Cătălina, te ascultăm cu mare drag. Da. Eu am crescut într-o familie de creștini pentecostali și am fost învățată și încurajată de părinții mei să-L caut pe Dumnezeu. Am început să citesc din Biblie de când eram în primară, pentru că mergeam la un concurs biblic. Și în perioada aia, cât timp citeam din Biblie, s-a născut în inima mea o dorință tot mai mare să îl slujesc pe Dumnezeu, să-mi pun viața mea întreagă în mâna Lui. Mi-am dat seama că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să-L vestim. Atunci am căutat metode prin care să pot să fac lucrul ăsta, să-L vestesc. M-am gândit la fel și fel de cariere prin care să pot să fiu printre oameni și în același timp să le și spun despre Domnul Iisus. Doar că în perioada aia, cât timp îmi puneam eu întrebările astea și eram în căutare, nu am stat atât de mult înaintea lui Dumnezeu ca să-L întreb specific care este voia Lui pentru mine. Prin clasa 11-a, cam așa, a 10-a, 11-a, un frate care era proroc a avut o descoperire prin Duhul Sfânt pentru mine. Și Dumnezeu a zis așa: așa cum l-am chemat pe Avram să meargă într-o țară făgăduită și el m-a ascultat și a mers, așa te chem și pe tine să faci, să fii ascultătoare de mine și să mergi acolo unde eu te trimit. După ce am avut cuvântul ăsta de prorocie, am început să mă întreb despre ce poate să fie vorba. Nu mi-a trecut prin minte că poate să fie vorba chiar de o altă țară. Mă gândeam, poate este vorba de orașul unde voi studia. M-am gândit la diverse schimbări de locație, dar nu m-am gândit la o altă țară. Înainte să termin clasa 12-a, am avut un vis din partea lui Dumnezeu și era așa: stăteam pe o pajiște cu iarbă și mă uitam spre cer și așteptam un răspuns din partea lui Dumnezeu. Mă întrebam: Doamne, ce vrei să fac cu viața mea? Întrebarea pe care cred că și-o pune orice tânăr la un moment dat. Și cum priveam așa spre cer, am văzut o lumină puternică și am văzut cum ceva începe să cadă. Nu vedeam la distanțe atât de mari ce poate să fie acel lucru. Eu, pentru câteva secunde, nu știu exact de ce în vis, am închis ochii. Și după când i-am deschis, a durat foarte puțin timp, mi-am dat seama că acel lucru a ajuns la pământ. Și am început să caut prin iarbă. Și am găsit o cheie de care era legat un cartonaș pe care scriau niște cuvinte în altă limbă. Scria în limba română: Dumnezeu este prezent, și o poză cu niște copilași. Când m-am trezit, am început să mă întreb despre ce poate să fie visul, pentru că simțeam în inima mea că este ceva mai mult. Și printre lucrurile la care m-am gândit, mi-a venit în minte și posibilitatea ca Dumnezeu să mă cheme la lucrarea cu copii. Dar am zis, nu, că nu poate să fie posibil, eu nu am mai lucrat cu copii, nu știu dacă am răbdare, nu știu dacă copiii mă plac, dacă, cum s-ar spune, am priză la copii. Și am ales să dau deoparte acest vis,
până când Dumnezeu urma să mi se descopere și să-mi spună mai exact despre ce este vorba. Am încercat în acea vară să intru, să dau admitere la o facultate și nu am intrat. Apoi am căutat alte opțiuni, dar Dumnezeu îmi vorbea continuu să aștept, pentru că El urmează să-mi descopere ceva. După, în acea perioadă, în vara aia, o soră din biserica mea a postat o poză cu niște copilași dintr-un sat unde se făcea evangelizare, în zona orașului de unde vin, în zona Sucevei. Și poza aia postată era exact poza din visul meu. Și așa am înțeles că trebuie să mă implic acolo în evangelizare, să ajut în lucrarea cu copiii și că dacă voi face asta, asta va fi cheia spre o ușă pe care urma să mi-o deschidă Dumnezeu. Așa că am căutat să-L ascult pe El. După călăuzirea Lui, n-am mai dat la nicio facultate de-a lungul acelui an. Dumnezeu îmi tot vorbea să aștept, să bat, că El o să-mi deschidă. Și m-am implicat în lucrare, nu doar în satul ăla, și în alte sate. Și am descoperit că Dumnezeu a pus talentul ăsta în mine și că El m-a chemat la lucrarea asta cu copiii. Am descoperit o bucurie foarte mare, o împlinire foarte mare în a spune oamenilor, în a spune copiilor despre Domnul Iisus, în a vedea cum Dumnezeu se descoperă pe sine acelor oameni. Și aveam momente când veneam acasă și plângeam și îi mulțumeam lui Dumnezeu pentru modul în care a lucrat și spuneam: Doamne, ce vrei să faci în continuare cu viața mea? Pentru că eu nu mă mai văd, nu mi mai imaginez să fac altceva în afară de a te sluji pe tine. Și era interesant că de-a lungul acelui an, normal că au continuat întrebările mele, continuam să-L întreb pe Dumnezeu: Doamne, ce vrei să fac cu viața mea? Și primeam tot răspunsul: așteaptă. Până în mai, în anul acela, când Dumnezeu mi-a vorbit, eram într-o discuție cu o prietenă de-a mea, care era la școala de misiune, și noi două făceam studiu biblic pe Efeseni. Și ea a început să vorbească despre școala de misiune și eu simțeam să-i pun tot mai multe întrebări. Până atunci am mai vorbit cu ea despre asta, că e una dintre cele mai bune prietene ale mele. Și n-am simțit nimic în direcția asta, ba chiar îi spuneam: no, eu vă trimit banii, eu muncesc de aici, vă susțin, dar asta nu este pentru mine. Ei bine, în seara aia a fost ceva special, pentru că Dumnezeu a început să lucreze în inima mea și îi puneam tot mai multe întrebări despre asta. Apoi am schimbat subiectul, ne-am întors la studiu pe Efeseni și doar că inima mea continua să fie cercetată de Dumnezeu și atunci am spus în mintea mea: Doamne, dacă Tu vrei să mă duc și eu pe misiune mai departe, fă ca în momentele astea ea să mai spună, să spună ceva despre misiune și să spună ceva despre mine. Și exact în secundele următoare mi-a spus: cursul următor de la școala de misiune este Semne și minuni în misiune. Dacă vrei, poți să te înscrii și tu și să iei cursul ăsta. După ce am închis conversația cu ea, seara aia a fost pentru mine foarte specială, pentru că mi-am pus foarte multe întrebări de-a lungul vieții mele. Nu foarte lungi, dar mi-am pus multe întrebări. Doamne, pentru ce m-ai creat? De ce s-au întâmplat anumite lucruri în viața mea? De ce ai lăsat să se întâmple lucrurile astea? Care este scopul? Și în momentul ăla am văzut așa cum Dumnezeu parcă derulează întreaga mea viață de până atunci prin fața ochilor mei și am putut în sfârșit să înțeleg, a fost ca și cum mi s-au deschis ochii și am putut să înțeleg că Dumnezeu prin toate lucrurile prin care am trecut m-a pregătit pentru lucrarea asta de misiune. Tot în zilele acelea, un vas al lui Dumnezeu care se ruga pentru mine a avut o vedenie din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a arătat așa cum era o ușă
cu geam. Dar nu se vedea nimic de geamul ăla, dar ușa aia s-a deschis. Și Dumnezeu m-a încurajat să intru pe ușa aia. Și tot atunci, înainte să-mi dea ea, să-mi spună despre viziunea asta din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a vorbit dintr-un verset pe care mi l-a dat din Apocalipsa 3:8, în care scrie așa: știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Și am înțeles că visul pe care l-avusesem, cu acea cheie pe care am primit-o din partea lui Dumnezeu, prin ascultarea de El, în lucrurile mici, Dumnezeu mi-a deschis ușa asta și m-am dus în altă lucrare, m-a dus mai departe. Și am înțeles cât de importantă este ascultarea de Dumnezeu în fiecare moment al vieții noastre. No, după ce am aflat că asta e planul lui Dumnezeu pentru mine și a fost confirmat de mai multe ori de El ca să mă întărească, am început să am tot mai multe lupte. Și erau atât lupte exterioare, pentru că părinților mei le-a fost greu să înțeleagă că asta este planul lui Dumnezeu pentru mine și înțeleg, pentru că până la urmă ai fată și se duce Honolulu singură și nu, îți faci griji, te îngrijorezi pentru copilul tău. Adică eu poate nu înțeleg pe deplin, că încă nu am copil, dar mă gândesc că am să înțeleg și eu mai bine lucrul ăsta. Și pe lângă aveam și foarte multe lupte interioare, pentru că au început să apară întrebările: Doamne, nu cumva te înșeli? Nu cumva ai ales tu omul greșit? Îl întrebam pe Dumnezeu lucrurile astea ca și cum Dumnezeu nu ar fi știut mai bine ce este bine pentru mine și ca și cum Dumnezeu nu m-ar fi cunoscut mai bine decât o fac eu. Și am început să enumăr lui Dumnezeu: Doamne, sunt fată, sunt singură, sunt introvertită, n-am curaj să vorbesc. Deci când mă uitam într-un mod realist la mine, nu vedeam nimic potrivit pentru care Dumnezeu să mă fi chemat în lucrarea asta. Dar într-o seară când mă rugam pentru asta, am auzit vocea lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a zis așa: tocmai din cauza lucrurilor ăstora te chem pe tine, pentru că fără mine tu nu poți să faci nimic. Și răspunsul ăsta m-a smerit și m-a făcut să realizez mai mult că poate chiar din cauza asta sunt candidatul potrivit pentru ca harul lui să se vadă în slăbiciunile mele, să nu mă văd eu și să înțeleg de la bun început că nu pentru ceea ce sunt eu să fac eu Dumnezeu m-a chemat, ci pentru cine este El. Și Dumnezeu a continuat să mă încurajeze. La un moment dat m-am întrebat: Doamne, dacă Tu m-ai chemat și știai că ai de gând să mă chemi în lucrarea asta, de ce nu le-ai vorbit și părinților mei despre lucrul ăsta, că acum să nu mai am luptele astea, să-mi fie mai ușor? Și într-o seară, când lupta asta era foarte mare în interiorul meu, m-am dus la rugăciune la biserică. Și o soră cu dar de prorocie și de vedenie a avut o vedenie din partea lui Dumnezeu și a văzut așa cum mergeam pe o stradă luminată de un înger, era o stradă albă, și erau oameni în stânga și în dreapta mea care încercau să pună pături peste ochii mei ca eu să nu pot să văd și să nu merg înainte. Dar Dumnezeu a spus să mă țin de El, să nu dau înapoi, pentru că El este Cel care mă cheamă și vrea să fac lucrarea asta. Pentru mine, din nou, a fost o încurajare foarte mare și Dumnezeu continua să-mi vorbească într-un mod sau în altul, dar chiar și așa, a fost un moment în acea vară când încercam tot să vorbesc cu ai mei, erau multe lupte și în interior, când pur și simplu m-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu. Până atunci aveam foarte mult obiceiul să spun în rugăciune:
Doamne, eu mă prind de poala hainei tale și nu-ți dau drumul. Dar în momentul ăla, i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, nu mă gândeam niciodată că se poate să cunosc voia ta, pentru că știu că tu ai vorbit, tu ai lucrat și totuși să nu pot să te ascult. Nu mai am putere, renunț. Și în ziua aia am dat la o altă facultate, la facultatea de chimie și am ales să nu mai bag în seamă. M-am depărtat foarte mult și de Dumnezeu în perioada aia, în vara aia. N-am vrut să mai aud nimic despre el, deși mergeam la biserică, dar urechile mele erau închise. Mi-era foarte greu și să mă rog, pentru că simțeam că nu fac ceea ce trebuie. Până într-o zi, când o prietenă de-a mea mi-a trimis o înregistrare cu un frate care avea o predică în zona noastră. No, și eu i-am spus că ascult. Și am dat drumul la înregistrarea aia și am nimerit exact la partea în care fratele spunea despre acel verset în Biblie, din Biblie, din Psalmi, unde scrie că zilele noastre sunt cât un lat de palmă. Și în momentul ăla mi-am ridicat așa mâna spre mine și m-am uitat la ea și mi-am spus, Doamne, dacă atât de puține e viața mea, dacă atât de puține zilele vieții mele, atunci asta este cu mult mai puțin față de tot ce ai făcut tu pentru mine. Îți dau viața mea și te las să faci din mine ceea ce vrei tu să faci. Și din momentul ăla am început iar să vorbesc cu părinții mei. Tot așa au fost foarte multe lupte, dar într-o zi, când m-am trezit, i-am spus Domnului, Doamne, eu nu mai pot să lupt. Eu chiar simt că am făcut tot ce o țin de mine, am încercat să vorbesc, nu știu ce să mai fac din momentul ăsta. În dimineața aia mi-a trimis un frate un verset și pe care scria, Dumnezeu va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Tot atunci am aflat că studenții de la școala de misiune au luat zi de post și de rugăciune pentru mine. Și s-a aflat de situația asta de unii oameni care, de niște oameni care lucrau la școala de misiune, care îl cunoșteau și pe tata. Și i-a sunat și situația s-a întors la 180 de grade și părinții mei au fost de acord și m-au lăsat să merg, pentru că nu voiam să merg fără acceptul lor, voiam să fie de acord să mă duc. Da, și așa am ajuns la școala de misiune. Acolo, din nou, am văzut cum Dumnezeu m-a tot crescut așa, treaptă cu treaptă. Prin anul 2, la școala de misiune se face călătoria pe termen lung în misiune și trebuie să mergi într-o anumită țară pe care ți-o pune Dumnezeu pe inimă pentru o perioadă de o lună, două. Și la momentul ăla Dumnezeu îmi vorbea despre o țară din Asia de Sud. Doar că între timp a pornit războiul din Ucraina. Eu am început să mă implic într-o organizație din zona Sucevei și am început să ajut refugiații. Mă ocupam pe zona de birou în tot ce înseamnă logistică și la un moment dat oamenii de acolo mi-au sugerat, m-au rugat dacă nu aș vrea să mă angajez la ei, pentru că este foarte mare nevoie. Și în mine a început să se dea o bătălie, pentru că mă întrebam, Doamne, nu-i mai bine să rămân aici? Că vorbesc limba lor, e limba română, că eram într-o organizație de români în principal. Sunt mult mai eficient aici, e mult mai mare nevoie de mine aici, din punctul meu de vedere. Și am început să mă gândesc serios, să mă angajez,
să nu mai merg în călătoria asta pe termen scurt și poate chiar să amân finalizarea studiilor la școala de misiune. Dar într-o zi au venit acolo niște misionari, dintre care unul dintre acești misionari avea dar de prorocie. Și cât timp eram acolo în birou, au început să vorbească despre țara asta unde voiam să mă duc. Și am început să-i pun tot mai multe întrebări și, la fel, Dumnezeu mă cerceta așa în interiorul meu tot mai mult. Și m-a întrebat prorocul ăsta, dar de ce îmi pui atât de multe întrebări, vrei să mergi și tu? Și eu i-am spus, m-am gândit la un moment dat să mă duc, dar acum nu mai sunt sigură dacă asta trebuie să fac. Și m-a întrebat dacă vreau să se roage pentru mine. I-am spus că da. Și acolo, în birou unde eram, și-a pus mâinile peste mine și a început să se roage. Am simțit cercetarea lui Dumnezeu cu putere. Am auzit vocea lui, cum mi-a spus, pentru asta am trimis-o aici, ca să-ți reamintească de chemarea pe care ți-am dat-o. Și fără să știu care dar de prorocie, nimic, a început după aia ca Dumnezeu să-mi transmită niște cuvinte prin ea. Și Dumnezeu mi-a zis așa, mi-a răspuns la toate temerile mele, toate îngrijorările mele, mi-a zis, chiar dacă nu vei vorbi limba lor, totuși eu voi fi cu tine și ei mă vor vedea pe mine prin tine. Mi-a vorbit să nu mă îngrijorez de locul ăla unde eram în momentul ăla, mi-a spus că o să aducă persoana potrivită, dar eu să-l ascult pe el și mai mult de atât Dumnezeu mi-a spus prin persoana asta modul în care urma să mă implic în țara asta din Asia de Sud. Mi-a spus că o să lucrez, o să fiu printre fete orfane, o să fiu înconjurată de copii, mi-a spus că o să folosească Dumnezeu de mine prin muzică. Și eu n-aveam nicio idee pe atunci, dar am simțit că este din partea lui Dumnezeu această lucrare și atunci, în următoarele zile, m-am dus repede, mi-am luat biletele și când am ajuns acolo, am văzut cum Dumnezeu a împlinit fiecare cuvânt așa cum a fost spus, că am fost implicat acolo în evangelizare cu copiii, am fost... În principal, implicată la niște orfelinate, am lucrat cu fetele și le-am învățat vioara. Și da, asta e pe scurt mărturia mea. Cred că aș putea să-i spun că e mărturia ascultării de Dumnezeu, pentru că am văzut că cât de mult contează ascultarea de Dumnezeu. Să fim acolo unde vrea El, la momentul în care vrea El și... Să avem încredere în El, că El știe cel mai bine ce este pentru noi. Și a învins în cele din urmă incertitudinile. Da. Da, Cătălina, mulțumim mult, mulțumim. Mulțumesc și eu. Dragi ascultători, am stat de vorbă cu Cătălina. Ne-a povestit foarte frumos despre căutările slujirii ei și cum Dumnezeu i s-a descoperit și... Ne bucurăm că este o slujitoare a lui Dumnezeu, devotată. Credem că mulți dintre dumneavoastră trec prin incertitudini similare în căutările dumneavoastră, dar cine caută găsește. Dumnezeu, în cele din urmă, vorbește căutătorului și îl îndrumă spre ceea ce trebuie să facă și spre acea activitate care să-i aducă adevărata împlinire. Mulțumim că ne-ați fost alături, că ne-ați ascultat. Vă dorim călăuzirea lui Dumnezeu și audiție bună în continuare.